Costică? Da, mamă. Sună, Costică. Crezi? Da, chiar, văd eu. Dar de ce să vezi tu? Să văd eu. Da, mamă. Alo? A închis. Ce a închis? Telefonul, Costică. Când mi-a auzit glasul, a închis. Era mardare. Da? Și ce treabă are mardare cu tine? Păi, nu cu mine, cu Jenică. Vor să meargă mâine la pescuit, să prindă pești și bibani. Mm-hmm. Dar nu cu râme, da, cu musculițe. Așa. Săracele. Și dacă era mardare și îl căuta pe Jenică, de ce a sunat la tine? O fi greșit numărul, mamă, că el are 15044 și noi avem 25008. Da. O fi făcut invers. Și dacă era mardare, de ce a închis? Pentru că știe că eu nu merg la pește. Mie nu-mi place peștele. Costică. Și pe urmă cum era să te las mâine duminică singură acasă? Costică. Da, mamă. Era o voce de femeie, Costică. Era nevasta lui Mardare. Hey. Da, care a răgușit și vorbește așa pițigăiat, ca o femeie. Probabil că o căuta pe nevasta lui Jenică, că vor să meargă împreună la Romarta să-și ia de palton. De era nevasta lui Mardare, de ce a închis? Pentru că tu ai palton. Ce, vrei să ai două? Ai unul foarte frumos. Chiar mai frumos decât o să fie paltonul nevestei lui Mardare. Costică. Da, mamă. Și dacă era altă femeie? Crezi tu să aibă Mardare pe cineva? Maybe. Și când te uiți la el, nu dai doi bani. Nu dai doi bani. Lasă că mai știu eu pe unul pe care nu dai doi bani pe el. Jenică? Nu cred. Nu cred. Pot să bag mâna în foc pentru Jenica. Costică? Da, mamă. Uită-te în ochii mei. Cine era? Nimeni. I-am auzit glasul, Costică. Cui, mamă? Știi tu cui? Tante Aglaie. Ai, nu cred să fi fost Tante Aglaie. Tante Aglaie e la Băi. E, și ce, acolo nu are telefon? Ei, uite că nu cred că era Tante Aglaie. Dar cine să fie, mamă? Costică, cine e Didina? Dacă vrei să mai repeți o dată. Da? Cine e Didina? Didina? A doua nevastă a lui Petru Rareș. A, nu, asta era Despina. A treia nevastă a lui Petru... Așa, da? Dacă vrei, cum o cheamă? Didina, doamnă. 1700... Casieriță la Tehnometal. Știu la cine te referi, dar nu e nevasta cui crezi tu și nu e la Tehnometal, e la Gostat. Și nu îi zice Didina, îi zice Mandache. Iar în Mandache nu putea să fie pentru că e în deplasare la Dorohoi. Și ce legătură are? Are mama la Dolhasca. Costică! Schimbă trenul. Costică! Da, mama. Jură-mi că nu știi cine a fost. Jur, mama. Pe ce? Pe ce ai tu mai scump? Pe tine, mama. Ne. Pe Rapiduleț. Să rămână Rapidulețul în B, dacă am mințit cu ceva. Și toate astea pentru un pescuit. Și doar i-am spus lui Mardare să dea el telefon, să nu-mi dea fiusul, că are vocea în schimbare.